În data de 21 martie, polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Serviciul Teritorial Iași, au efectuat 24 de percheziții domiciliare în județele Iași și Cluj. Anchetatorii aveau informații despre o adevărată rețea de traficanți de droguri de risc și mare risc. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că din anul 2023, în municipiul Iași, ar fi acționat o rețea de distribuție de droguri și substanțe psihoactive. Acestea erau vândute în special unor elevi de liceu din Iași, unii dintre aceștia deveneau la rândul lor furnizori pentru alți tineri. De asemenea, din probatoriul administrat a mai rezultat că liderul rețelei ar fi distribuit și comercializat droguri de mare risc și la unele evenimente muzicale organizate într-un local public pe care l-ar fi închiriat pentru o perioadă în anul 2023. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate aproximativ 2 kg de substanțe de tip cristal, în plus au mai fost găsite și sume mari de bani, 57.000 de lei, 5.600 de euro, dar și un pistol cu gaz, o macetă, un pistol cu bile, 32 de telefoane mobile. În urma acestor cercetări, procurorii de ICOT au dispus reținerea a 12 persoane, dintre care patru minori care vor fi prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă.